crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM. 1600 de euro în această dimineață. Pornim de la 200 și dublăm, sper eu, până la capăt. Adrian ne-a scris de la Arad, s-a înscris pe site, e în direct cu noi acum. Bună dimineața, Adi! Salut, Adi! Bună, bună dimineața! Alo! Salut, salut! Excelent! Să trăiți sănătate, Doamne ajută! Foarte bun meci ați făcut aseară cu CFR-ul. Sincer să fiu, nu m-am uitat, dar știu rezultatul 1-1. Da. A fost un meci foarte plăcut, să știi. Da, microbist, împătimit, dar nu m-am uitat. N-a fost să fie. Exact. Dar de ce, Adi, ce treabă aveai de nu te uita la meci dacă mai ești și microbist? Întreb. Am avut ceva din lucru pe acasă. Am înțeles. Dom'le, uite, mă, oameni serioși la rând. Când ai de lucru, nu mai ți-ar de nici de meci, nici de nimic, îți faci treaba. Da. Eu nu... să vă spun, de unde ai numai blazonul. Nu, să nu intrăm acum într-o discuție de genul ăsta. Că noi aici avem altă treabă, Adi. Noi suntem cu bani, cu întrebări, cu alte probleme. Și acum pe unde ești? Tot acasă? Nu, sunt la birou. Vă ascult de ani de zile, că am mai fost odată, am mai prins în urmă cu vreo 6 ani. Și ce ai făcut atunci? Tot la dublu? Era potul de 2400, mi-aduc aminte exact și acum știu întrebarea. Ia zi! Era cine a scris fabula Greile și Purnica. Și eu din prima am zis că George Topărceanu, dar o fost Jean de la Fontaine, așa-i? Jean de unde? Francezul ăla. Jean de la Fântâna. Da, am gheruit-o din prima, din păcate, atunci. Hai, nu-i nimic, da. Mai, da, sper că astăzi iau potul. Doamne ajută! Așa să zic. N-avem 2400, putem merge până la 1600, dar te concentrezi un pic și... Da, dar sigur, sper să nu... Dar ești singur, Adi, sau ai vreun... Ai vreun sprijin? La birou, zic, ești singur? Nu, aici sunt cu șefa și cu colega. Cu ce vă ocupați voi acolo? Păi suntem o instituție de stat. Aha, așa. Și de ce stați? Cu ce vă ocupați? Nu mai stați? De asistență socială. Aha, am înțeles. Foarte bun, și foarte frumos. Șefa și colegul ne aud? Colega. Colega, ne aud? Colega. Ne aud? Da, da. Bună dimineața! Da. Bună, fetelor! Na. Aici mă susține. Bine, bănuiesc că știi regulamentul. Să știi că n-am schimbat nimic. Poate că atunci când ai sunat-o prima dată era 8 secunde, acum sunt 6. Aici doar schimbarea la timp. Da. Din păcate. A crescut și viteza vieții. Merge și internetul mai repede. Și de-aia a scăzut și la noi timpul de gândire. La noi doar greutatea crește, atâta tot. Bine. Gata. Păi să începem dublu sau nimic, acum că știi despre ce este vorba. Suntem live și pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM, cu imagini din studio. Dacă vreți să ne vedeți cum ne agităm, pe bune, și să-l susținem pe Adrian cu toții. Hai să vedem, hai să începem. 200 de euro am zis. Da. 200 de euro. Hai că se poate, hai că se poate. Agitație mare de tot, vânzoleală în dimineața asta. Adi. Da, da. Pentru 200 de euro așa. În deschiderea concursului de astăzi trebuie să ne spui ce înseamnă, la ce se referă termenul soporific. Soporific. Nu te-am găsit acasă? Iar am gherlit-o, ca data trecută din prima. Și colegele? Orice, numai asta nu. Gheruit-o azi. Da. Soporific. Soporific, nu. Și... Dar ce, cam ce crezi că ar putea să însemne? Efect? Soporific. Aha. Deci nu am întâlnit niciodată. Vă spun termenul ăsta, deși pot să zic că am un picuț de cultură generală. Vă ascult zilnic și știam 75-80% am știut. Și el am știut tot, în afară de ultima, la doamna aia cu copiii lui Elizabeth. Și doamna știu, ai văzut că îi numărase până la 4, dar a sucit-o. Da, a intervenit domnul. Da, măi, Adi, efectul soporific e efect somnifer. Da. Nu e nici vorba, nu puteam să știu. Ghinion. Chiar îmi pare rău că te-am încurcat, măi, Adi, că ai fost tare simpatic. Dar totuși, mă miră faptul că nu era potul așa mare și da întrebarea...
Cam peste măsura potului a fost, ca să zic așa. Da, e un cuvânt chiar așa rar. Adică nu e... Ba, să știți, da, vă dau cuvântul meu, că eu am 53 de ani, dar nu l-am întâlnit. Asta este altă problemă aici. Adi, măcar uite că ai rămas cu La Fontaine de data trecută, acum ai rămas cu Soporific. Ai rămas cu Soporific și poate peste 5 ani iar mă sunat. Sănătoși să fim, Adi. Să fie. Sănătoși să fim, că te sunăm. Ne ești tare, drag Adi. Zi frumoasă, stai și să ne asculți în continuare. Numai bine, ne oprim aici. Mâine 2400. Da. Bine. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.